Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova, ședința ordinară. Avem mai multe subiecte pe ordine de zi. Înainte de a procede la examinarea subiectelor propuse, o succintă informație, în primul rând referitor la ploile abundente care persistă în Republica Moldova deja o perioadă îndelungată și care din prognozele sinopticienilor vor mai dura la noi, dar și în Ucraina. Astăzi dimineață, cu mai mulți dintre dumneavoastră, am vizitat nodul hidroenergetic Costești-Stânca. Am avut o discuție cu mai mulți președinți de raioane din, zicem, care sunt situate pe malul Prutului. Este pericol de inundații, atât în regiunile adiacente râului Prut, cât și Nistru. Am discutat acolo măsurile de pregătire a, în primul rând, autorităților, dar bineînțeles și a cetățenilor, a localităților care se află în lunga Prutul și a Nistrului pentru, în caz de inundații. Avem deja în raionul Brăceni localități care sunt afectate, chiar și gospodării ale oamenilor care sunt afectate. De aceea, după cum am discutat și în cadrul acelei discuții dimineață, ședințe de dimineață, trebuie de întreprins toate măsurile pentru a proteja viața, sănătatea oamenilor, dar și, bineînțeles, patrimoniul lor. În unele localități deja se evacuează cetățenii, deci vă rog să țineți la control, stimați colegi, tot acest proces. Iar evoluția de mai departe a condițiilor climaterice, a precipitațiilor, trebuie să fie monitorizată permanent, astfel încât să nu admitem pierdere de vieți omenești, dar și materiale. Noi avem experiența respectivă din anul 2008, una mai nefericită din 2012, dar trebuie preventiv de pregătit și sunt sigur că vom depăși această situație. Vom avea o discuție și referitor la mâine, pe parcursul zilei de mâine și la referitor la râul Nistru. Avem tot pericol de inundații atât spre sud, mai ales raionul Ștefan Vodă, și aici la centru, după, în aval de Dubăsari. Deci toate aceste momente trebuie discutat și ținut la control. Tot pentru săptămâna viitoare, stimați domnul ministru Raelian, stimați colegi, ședință în privința stării în care se află nodul hidroenergetic Costești, acel baraj care de mult timp nimeni nu se mai îngrijește de starea lui, deci este un obiectiv, o construcție industrială, energetică foarte complicată. Statul nu a atras atenție până acum la acest obiectiv suficient sau de mult. Deci, pentru a evita unele riscuri legate de asemenea obiecte foarte periculoase, săptămâna viitoare vom avea o ședință pentru a întreprinde măsurile necesare. Continuă ploile și pe întreg teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă avem localități sau sunt localități care nu se află în nemijlocită apropiere de râuri, dar sunt afectate de ploi, sunt afectate de inundații locale, să le zicem așa. Alaltă ieri m-am deplasat la Ieloveni, în satul Hanska. Ieri mai multe localități din centrul Republicii și din nord au fost afectate, inclusiv din Ungheni. După cum am discutat, stimați colegi, pe filiera Inspectoratului General de Situații de Urgență, toate comisiile de situații excepționale din raioane, din localități, se desfășoară aceste ședințe și în cazul în care cetățenii au avut de suferit, au prejudicii materiale, conform procedurii stabilite și cunoscute de toți, vă rog să înaintați cererile, solicitările de suport financiar din partea guvernului, din acel fond de intervenție
atenție pe care o avem în asemenea cazuri. Riscul se menține, deci avem de inundații se menține, avem informația și din partea ucraineană, vine un val mare de apă, deși colegii sau specialiștii de la nodul hidroenergetic Costești ne-au anunțat că până când situația poate fi gestionată, încă o dată reiterez, trebuie să fim pregătiți pentru scenarii și mai puțin optimiste. Suplimentar, de pandemie nu am scăpat. Ieri am avut ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. A fost luată decizia de a extinde termenul de stare de urgență în sănătate publică până la 15 iulie. Deci este necesar de menținut regulile de sanitare epidemiologice în vigoare. Rog încă o dată concentrare maximă din partea colegilor. Am primit și astăzi mai multe semnale că în special în transportul public în Chișinău nu se respectă regulile. Domnul ministru Voicu, eu am rugat foarte mult să mobilizați carabinierii efectivul, mai ales în orele de vârf, ca să monitorizăm prezența pasagerilor, cetățenilor în mijloacele de transport. În cazul când se încalcă aceste reguli, vă rog să convingeți cetățenii prin toate instrumentele care le aveți să respecte aceste reguli. Totodată, de la 1 iulie 2020, redeschidem și restul activităților economice care au fost până acum sistate, ceea ce, bineînțeles, vine cu un risc suplimentar, dar contăm pe conștientizarea din partea cetățenilor, ori acele activități economice nu mai pot fi restricționate mai departe. Noi ieri am emis acea decizie, cu excepția punctului 4, câteva activități gen cluburi de noapte, restul activităților sunt permise. Totodată, pe parcursul nopții au venit mai multe întrebări din partea exponenților sectorului divertisment. Întreabă ce fel de obiective pot fi își pot desfășura activitatea. Deci astăzi eu o să vă rog să concretizați punctul respectiv din decizia comisiei, astfel încât să fie foarte clar stabilit care anume obiective nu pot să activeze mai departe. Cluburi de noapte și alte derivate, zicem, din acest sector. În final, la capitolul pandemie, după cum am vorbit, stimată doamnă ministru, doamna Dumbrăveanu, echiparea spitalelor cu tot ce e necesar, deci mijloace de protecție, procurarea în continuare a echipamentului, a testelor, a medicamentelor pentru a face față și în perioadele viitoare, pentru că încă nu este clar care va fi evoluția acestei pandemii în următoarea jumătate de an. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vreau să vă propun să procedem la examinarea subiectelor de pe ordine de zi. Dacă nu sunt alte propuneri la agenda, vă sugerez să începem examinarea subiectelor și primul subiect este cu privire la cadre. Vreau să rog pe doamna secretar general al Guvernului, doamna Liliana Iaconi, să prezinte proiectul. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7 din legea 136 din 2017 cu privire la Guvern și al articolului 6 din legea 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea doamnei Elena Cara Stoian în funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Cahul al Cancelarii de Stat, responsabil de raionul Cantemir din data de 1 iulie 2020. Rog aprobarea numirii doamnei Elena Carastoian. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iaconi, stimați colegi, dacă sunt întrebări privind candidatura doamnei Carastoian, nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc, vă felicităm pe doamna Elena Carastoian și dorim succes în activitatea sa. Subiectul numărul 2 de pe agenda, domnul ministru Igor Șarov, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la planurile Comanda de Stat de pregătire a cadrelor de specialitate pe miserii, specialitățile instituțiilor de învățământ profesional-tehnic pentru anul de studii 2020-2021.
Conform acestui proiect se propune aprobarea a planurilor de admitere prin finanțare bugetară și cu taxe de studii în învățământul profesional tehnic. La elaborarea proiectului s-a ținut cont de necesitățile pieței muncii, rezultatele admiterii în anul de studii 2019-2020, propunerile ministerilor de resort și instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordine, precum și de unele modificări ale cadrului normativ aferent învățământul profesional tehnic. Pentru învățământul profesional tehnic secundar, planul de admitere este elaborat în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor, aprobat prin hotărârea Guvernului 425 din 2015 și prevede admiterea a 8.279 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 810 pentru instruirea la programe de formare profesională prin învățământul dual și 570 de persoane pentru formare profesională a condamnaților și finanțare cu taxă de 1.000 de persoane. Pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, planul de admitere este elaborat în baza nomenclatorului domeniului de formare profesională, al specialităților și al calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, aprobat prin hotărârea Guvernului 853 din 2015 și prevede admiterea 3.928 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 188 pentru instruirea la programe formare profesională prin învățământul dual. Planul de admitere în bază de contract cu achitarea taxei de studii prevede admiterea a 7.890 de persoane în instituțiile publice și private. În anexa numărul 7 a acestui proiect se propune aprobarea completărilor la unele hotărâri necesare pentru punerea aplicare a cadrului normativ specific învățământului profesional tehnic. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, ce întrebări sunt? Proiect important. Pregătirea cadrelor. Domnul ministru, cu reprezentanții business-ului, economiei, Camera de Comerț și Industrie, ați reușit să discutați, să consultați în ce măsură planul nostru corespunde realităților din economie, necesităților de cadre? Stimate domnule prim-ministru, am avut un contact cu colegii de la alte ministeri, atât și cu reprezentanții business-ului, o colaborare strânsă cu Camera de Comerț, și respectiv, în special pentru locurile din învățământul dual, este preconizată o creștere și mizăm în continuare pe creșterea numărului de studenți pe acest subiect. Mulțumesc, stimați colegi, responsabili de sectoare economice importante, sunteți ok cu cifrele din comandă? În asemenea condiții, vă felicit și vă rog să susținem proiectul. Aprobat, mulțumesc și succes tinerilor care vor își vor face studiile în urma comiezii de stat. Subiectul numărul 3, doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea conceptului sistemului informațional, platforma guvernamentală de instruire la distanță, e-learning, și a regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia. Scopul principal al proiectului constă în instituirea unui sistem informațional, adică a unei platforme de instruire la distanță, destinată atât angajaților din administrația publică centrală și locală, cât și cetățenilor și mediului de afaceri. Prin acest proiect se urmărește, în primul rând, micșorarea costurilor suportate de autoritățile și instituțiile publice pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici și a altor categorii de cetățeni. Se urmărește de asemenea și asigurarea unei simplități și clarități pentru potențialii beneficiari, angajații administrației publice, cetățeni, mediul de afaceri, privind cursurile de instruire existentă și prestatorii competenți să presteze aceste servicii, adică autoritățile sau instituțiile publice. Acest proiect de asemenea ne propunem ca prin acest proiect să adaptăm rapid, să asigurăm adaptarea rapidă a angajaților din administrația publică la cerințele postului. Platforma guvernamentală totodată va oferi și posibilitatea de a învăța la distanță după un ritm personal, la orice oră, oriunde s-ar afla audientul, fiind eliminată perioada necesară formării unui grup pentru instruire sau deplasare la un anumit loc de instruire.
iar performanța angajaților poate fi ușor urmărită de manager. Costurile anuale pentru administrarea platformei date se estimează la circa 150.000 de lei și vor fi acoperite din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată a instituției publice Agenție de Guvernare Electronică. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Digitizarea, modernizarea serviciilor publice, munca la distanță. Nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Vă rog, continuați, doamna Iconi. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, cu permisiunea dumneavoastră voi prezenta proiectele de la punctele 4 și 5 din ordinea de zi, dat fiind că sunt similare, cu excepția că un proiect este destinat antreprenorului și alt proiect este destinat cetățeanului. Astfel, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea portalului guvernamental al antreprenorului și proiectul hotărârii Guvernului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea portalului guvernamental al cetățeanului. Scopul creării acestor două portale guvernamentale, al antreprenorului și al cetățeanului, constă în crearea unui mecanism eficient, fiabil și modern de obținere prin intermediul unui singur punct de acces a informațiilor oficiale disponibile și livrate de către sistemele informaționale ale furnizorilor de date guvernamentale. Prin instituirea portalelor respective se va asigura raționalizarea și unificarea fluxurilor de date și informații, precum și se va asigura accesul persoanelor juridice și a persoanelor fizice, inclusiv cele persoane fizice care desfășoară activitate de antreprenor, la informațiile oficiale publice și la informațiile despre sine. Țin să menționez că la moment diverse informații oficiale de interes public și alte informații oficiale despre sine pot fi obținute prin mai multe căi, inclusiv prin intermediul paginilor oficiale ale instituțiilor sau prin sistemele informaționale ale acestora. Prin instituirea acestor portale, se presupune că ne propunem ca persoana juridică, precum și persoana fizică, să aibă posibilitatea să acceseze informațiile respective la fel de oriunde și oricând, printr-un punct unic de acces, fără constrângeri de timp sau de loc. De asemenea, prin intermediul acestor portale se va asigura interacțiunea autorităților, instituțiilor publice, prestatoare de servicii publice cu beneficiarii, doar prin recepționarea notificărilor referitoare la diferite evenimente legale produse. Proiectul a fost avizat în modul respectiv și, la fel ca și precedentul, costurile vor fi suportate din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată a instituției publice Agenție de Guvernare Electronică. Rog aprobarea ambelor proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă secretar general. Stimați colegi, proiecte similare ca cel de la punctul 3. Continuăm implementarea proiectului modernizare serviciilor publice, proiect pe care Guvernul Republicii Moldova îl implementează împreună cu Banca Mondială, deci cu finanțarea din partea Băncii Mondiale. Cred că destul de clar și pe înțeles a prezentat proiectele doamna Iaconi. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem ambele proiecte. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul ministru Raelian, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulamentului cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion. Proiectul enunțat transpune prevederile directivei 21 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion.
Necesitatea aprobării proiectului derivă din obligativitatea implementării și respectării prevederilor convențiilor internaționale în domeniul maritim, la care Republica Moldova este parte, se încadrează în eforturile susținute ale statului în pregătirea către auditul Organizației Maritime Internaționale, preconizat pentru anul curent, precum și din imperativul creierii cadrului normativ național necesar exercitării și realizării eficiente a funcției de control a statului de pavilion de către Agenția Navală a Republicii Moldova și îmbunătățirii siguranței la bordul navelor maritime și fluviale sub pavilion național. Proiectul vine cu un șir de măsuri care vor îmbunătăți performanța Agenției Navale în calitatea sa de organ de control, în raport cu navele sub pavilion moldovenesc, iar implementarea acestuia va conduce la ridicarea standardelor de exploatare a flotei naționale, radierea navelor care prezintă deficiențe multiple și pe viitor, prin implementarea proiectului, estimăm ieșirea statului nostru din lista neagră a memorandumului de înțelegere privind controlul statutului port de la Paris, angajament asumat inclusiv prin prisma acordului de asociere Republica Moldova-UE. Reșind din cele expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt. Propun să aprobăm proiectul prezentat domnul Raelean. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domnul ministru Năgăcevski, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, bună ziua. Propun spre aprobare avizul la proiectul de lege pentru modificarea regulamentului Parlamentului. Notez, este vorba de o inițiativă de deputat care, conform notei informative, ar avea drept scop să reglementeze instituția angajării răspunderii guvernului în fața Parlamentului, conform prevederilor hotărârii Curții Constituționale din 13 aprilie 2020. Menționez că, în principiu, avizul este negativ, ori, în esență, acest proiect de lege vine doar să limiteze în mod abuziv capacitățile guvernului de a-și asuma răspundere conform prevederilor Constituției Republicii Moldova, și el are o serie de lacune, în același timp nici măcar nu se ține cont de faptul că există și un proiect de cod al, vă și menționez, proiect de cod al regulilor și procedurilor parlamentare care se află în procedură legislativă și de ce deputatul a considerat că este nevoie să facă o inițiativă separată fără ca să o încadreze în acel proiect de cod care se află în procedură legislativă în Parlament de mai mulți ani de zile. În condițiile respective nu putem susține un asemenea proiect care vine să limiteze abuziv capacitățile guvernului de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului, de ce propunem să fie avizul negativ. Rog susținerea. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, ce opinie aveți? Aviz negativ la inițiativa deputaților dintr-un partid care am înțeles că în două ore pun guvernul lor. Poate să răzgândesc, retrag proiectul. Nu sunt propuneri, suntem nevoiți să venim cu aviz negativ la inițiativa acestor deputați. Aprobat? Mersi. Subiectul numărul 8. Domnul director Ghilaș, vă rog. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră, se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului privind introducerea modificărilor în acordul cu privire la colaborarea statelor membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și explorării la distanță cu sonda a Pământului din 9 octombrie 1992. Scopul protocolului este consolidarea relațiilor de colaborare și asistență reciprocă în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și explorării la distanță cu sondă a Pământului în cadrul CSI prin perfecționarea mehanismelor de schimb de informații. Realizarea privetului tratatului vor facilita schimbul de experiență între statele membre ale CSI cu modificările și completările introduse va avea doar un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a Republicii Moldova. De asemenea, prezentul protocol de modificare a acordului va asigura eficientizarea schimbului de experiență în infrastructură de date spațiale pe bunele practici ale Republicii Moldova.
Totodată, ținem să vă informăm că Republica Moldova este lider în implementarea infrastructurii de dati spațiale în țările membre ale CSI. Proiectul hotărârii a fost supus expertizei juridice și avizat în, cu instituțiile interesate. Rugăm susținerea noastră la promovarea proiectului dat. Mulțumesc, domnul Ghila. Stimați colegi, nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul ministru Raelian, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin de atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții. Conform hotărârii Parlamentului numărul 55 privind declararea stării de urgență, s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 17 mai-15 mai 2020. Totodată, conform hotărârii numărul 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova perioada 16 mai-30 iunie 2020 și prelungită până la 15 iulie curent prin hotărârea numărul 17. În consecință, a fost suspendat procesul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, inclusiv a căror certificate au expirat sau erau în expirare în perioada stării de urgență, fapt care a creat imposibilitatea reatestării a circa 780 specialiști. Astfel se remarcă imposibilitatea asigurării desfășurării procesului de atestare în regim ordinar optim, fiind necesar prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor de atestare a specialiștilor. În acest sens, prevederile propuse au ca scop prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții până la efectuarea instruirii și atestării acestora în termen de 6 luni, din momentul reluării activității de instruire și a comisiilor de atestare. În contextul celor menționate, rog aprobarea proiectelor de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru! Stimați colegi, noi am discutat proiectul preventiv. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să-l aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul viceprim-ministru Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul prevede modificarea a 9 acte normative și este elaborat în scopul executării legii numărul 171 cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020 și legii numărul 60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative în vederea aducerii în concordanță a actelor normative de nivel secundar cu ajustările normative realizate prin legile menționate. Astfel, prin prisma proiectului se propune introducerea declarației furnizorului, declarației pe termen lung a furnizorului, în calitate de document justificativ care confirmă procesul de prelucrare efectuat asupra materiei prime în vederea identificării originii mărfurilor, reglementarea procedurii eferente restituirii sumelor taxe pe valoare adăugată, achitate la importul și sau achiziționarea mărfurilor utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole, ajustarea mecanismului de restituire a taxei pe valoare adăugată și scutirea de taxa pe valoare adăugată pentru procurările de mărfuri și sau servicii destinate folosinței oficiale de către misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale, precum și în cazul consumului personal de către membrii personalului și membrii familiilor acestor. Ajustarea prevederilor privind determinarea obligațiilor fiscale eferente impozitului pe venit. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 11, domnul ministru Raelian, vă rog. Vă mulțumesc, stimați domnul prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii 461 privind piața produselor petroliere, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă
de către un deputat. Proiectul de lege are drept scop asigurarea unui echilibru constant între interesele consumatorilor și participanților la piața produselor petroliere, în parte ce ține de stabilirea și modificarea prețurilor pentru comercializarea produselor petroliere principale și a gazului lichefiat. Amendamentele propuse schimbă modalitatea de stabilire a prețurilor de comercializare cu amănunt a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat prin reîntoarcere la mecanismul stabilit anterior prin legea numărul 223 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și care a fost aplicată pe parcursul anilor 2016-2018. Metoda actuală de stabilire a prețurilor creează condiții favorabile pentru companiile petroliere de a fi reticente la ajustarea prețurilor în sensul diminuirii în perioada de ieftinire a carburanților la bursele internaționale. În condițiile în care prețul viitor de import nu poate fi prevăzut, companiile includ riscul de modificare, majorarea acestui în prețul achitat de către consumator. Proiectul de lege pentru modificarea legii 461 privind piața produselor petroliere, fiind susținut de principiu, a fost avizat de către Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor și definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor parvenite. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, și aici, dacă sunt întrebări sau propuneri, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul avizului pozitiv. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 12, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului aranjamentului administrativ pentru aplicarea acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Republica Elena. Rolul aranjamentului este de a facilita aplicarea acordului în domeniul securității sociale, în mod special ceea ce ține procedurile de colaborare, comunicare între autorități, instituții, în vederea schimbului de documente, schimbului de informații, pentru a determina stabilirea dreptului la prestații de asigurări sociale persoanelor care sunt îndreptățite. Totodată, proiectul hotărârii prevede și delegarea aspectelor cu privire la negocieri a experților care sunt constituiți din reprezentanțe diferitor autorități și instituții abilitate în domeniul respectiv. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Nu văd doritor de a pune întrebări. În aceste condiții, vă rog să susținem proiectul prezentat de doamna Dumbrăveanu. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 13, vă rog continuați, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei numărul 3 la hotărârea 1020 din 2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare. Proiectul în cauză a fost elaborat în contextul executării acțiunii din planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023, precum și necesitatea includerii unor tarife pentru serviciile noi și revizuirea unor tarife la serviciile medico-sanitare din catalogul tarifelor unice, în baza cheltuierilor real care sunt suportate de către prestatorii de servicii medicale și reieșind din costurile care sunt determinate de utilizarea tehnologiilor avansate, precum și a metodologiilor noi de diagnosticare și tratament care sunt implementate de către instituțiile medico-sanitare. Astfel, proiectul propune diminuarea tarifelor pentru ședință de hemodializă de la 2.393 la 1.995 lei, ceea ce va permite contractarea suplimentară a 16.000 ședințe de hemodializă. Și este vorba de reducerea tarifelor pentru hemodiafiltrare de la 2.645 lei la 2.195 lei, ceea ce va permite contractarea suplimentară a serviciilor pentru 2.100 de ședințe. Necesitatea revizuirii acestor tarife a fost determinată din costurile reale care sunt suportate de către prestatorii de servicii de hemodializă. Totodată, se propune revizuirea tarifelor pentru screening-ul cervical de la 125 la 62 de lei,
datorită implementării unei metode automatizate, dar și efectuarea în condițiile de laborator prin utilizarea unui utilaj mai performant. Ca rezultat al revizuirii acestor tarife, se va permite contractarea suplimentară a 50.800 de investigații necesare pentru a fi prestate în cadrul screeningului cervical. În același timp, în proiect se propune substituirea tarifului pentru operația de transplant de cornee, deci cu tariful pentru costul cazului tratat a transplantului, care include, în afară de costul operației de transplant, și cheltuielile de spitalizare și cheltuielile paraclinice, care la momentul actual nu erau incluse și creau dificultăți în realizarea medicală. Suplimentar, proiectul determină tariful pentru realizarea în condiții de laborator a diagnosticului cu infecția COVID-19, precum și pentru determinarea anticorpilor la infecția COVID-19. Și aici vin cu precizare din start. Deci aceste tarife sunt determinate dat fiind faptul că au fost activate două laboratoare în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, precum Centrul Republican de Diagnosticare Medicală și Spitalul de Dermatologie și Boli Comunicabile, deci instituții care sunt finanțate de CNAMED din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală și pentru a le putea achita costurile respective. În continuare, deci pentru ca să existe o informație veridică pentru populație, atât prelevarea, procesarea testului, indiferent de statutul persoanelor, că este persoană asigurată sau neasigurată, precum și tratamentul în cazul infecției COVID-19, rămâne a fi gratuit și este asigurat din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală. Rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi, vă rog întrebări, opinii. Se propune diminuarea tarifelor pentru servicii medicale. Unele se diminuează substanțial, unele se înjumătățesc. Și aici apar întrebări. Iată, de exemplu, la screening-ul cervicul și tot așa mai departe, vaginal, datorită utilizării utilajului performant, exact de 100 cu 101%, de două ori și ceva se scade, deci se diminuează tariful. Dar cum până acum era așa tarif mare aplicat, dacă costurile arată că e bine 62? Cum eram la 125 până acum? Este că noi achitam din FAVOM două prețuri pentru servicii care de fapt costă doar mai puțin? Vă rog, doamnă ministru. Deci vin cu o precizare în cazul screeningului cervical, grație suportului care a fost oferit de către partenerii de dezvoltare, noi am implementat niște tehnologii mai avansate care cu adevărat ne-au permis ca să reducem aceste costuri. Dar eu atrag atenție la ședința de hemodializă și hemodiafiltrare. Iată aici cu adevărat aveți dreptate, era vorba despre prestator privat care era contractat, prețurile au fost majorate, deci în special pentru contractarea care a fost realizată în anul 2019, și ca rezultat, deci, al analizei acestor costuri, profitul era destul de impunător pentru prestator, deci pentru anul 2020, deci, noi am încheiat Compania Națională de Asigurări în Medicină la alt tarif și inclusiv diminuăm acest tarif și în catalog. Mulțumesc. Acum în ceea ce privește costurile pentru testare COVID. Dumneavoastră ați venit cu explicație, cred că trebuie încă o dată să spunem că testele pe care sunt efectuate în sistemul public de medicină sunt gratis. Bineînțeles, în sectorul privat sunt cu plată. Deci, pentru a evita speculații din partea foștilor miniștri a sănătății, în primul rând, care au distrus sistemul de sănătate, vin cu concretizare. Sistemul public nu percepe plată pentru teste COVID, la COVID-19. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări și sunteți de acord să se diminueze tarifele pentru servicii de medicină, vă rog să aprobăm proiectul.
Aprobat, mulțumesc. Stimată doamnă ministru Dumbrăveanu, fiindcă am pomenit aici o fostă ministru, e foarte vocală ultimele zile, mai ales de când are partid. Ce informații speculează iresponsabila despre activitatea ilegală a 11 laboratoare ANSP? În ce măsură este adevărat acest lucru? Stimate domnule prim-ministru, deci eu am menționat inclusiv și în ședința plenară a Parlamentului, într-adevăr, la momentul actual nu există niciun laborator în lume care să fie acreditat pentru testarea la COVID-19. Ceea ce ține totuși de acreditarea, deci internă, haideți spunem națională, deci care trebuie să fie realizată de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, cu adevărat există o problemă, deci în contextul reformei organelor de control care a fost realizată, deci anterior, în componența Agenției Naționale Sănătate Publică a fost inclus acest Consiliu Național de Evaluare și Acreditare și există conflict de interese acum ca agenția să se acrediteze pe sine însuși în contextul deci, laboratoarelor pe care prestează servicii. În condițiile date, vreau să menționez că noi deja avem un proiect de lege care este elaborat și care va fi promovat în Parlament ca să evităm acest conflict de interese din partea acestui Consiliu care trebuie să se acrediteze. Dar vreau să vă zic că chiar astăzi pe platforma punctului focal am discutat Agenția Națională Sănătate Publică și în mod special vorbim despre laboratoarele care realizează teste în COVID-19 vor primi concluziile care vor veni din partea OMS-ului în baza evaluării externe care a fost realizate exclusiv deci pe testările la COVID-19. Doamna ministru, laboratoarele ANSP în Republica Moldova funcționează legal sau nu? Asta e întrebarea. Deci ele funcționează în mod legal. Deci sigur că este vorba despre legalitate. Mersi foarte mult. Stimați colegi, subiectul numărul 14, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog, subiectul numărul 14. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. În conformitate cu prevederile articolului 6 din legea numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se propune alocarea sumei de 5.632.000 lei din fondul de intervenție a Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 352 persoane care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu au contractat infecția COVID-19. Mijloacele financiare se alocă autorităților administrației publice centrale și locale după cum urmează. 288.000 – Ministerul Justiției, 128.000 – Ministerul Apărării, 96.000 – Serviciul de Protecție și Pază de Stat, 2.256.000 – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 816.000 lei, Consiliul Municipal Chișinău, 160.000, Consiliul Raional Basarabeasca, 528.000, Consiliul Raional Cahul, 256.000, Consiliul Raional Iediniț, 96.000, Consiliul Raional Rezina, 224.000, Consiliul Raional Sângerei, 160.000, Consiliul Raional Ștefan Vodă, 112.000, Consiliul Raional Ungheni, 320.000, Consiliul Executiv UTA Găgăuzia, și sunt sume mai mici pentru consiliile raionale Căușeni, Dondușeni, Troche, Fălești, Glodeni, Nispureni, Ocnița, Râșcani și Soroca. În contextul exercitării acelor angajamente care au fost statutate prin legea numărul 69 privind achitarea a indemnizațiilor unice de 16.000 lei pentru persoanele care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu au contractat acest virus, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, ce întrebări sunt? Este vorba de alocarea acelei indemnizații de 16.000 de lei pentru angajații din sectorul public care s-au contaminat cu acest virus. Și aici avem două abordări.
prima pentru 320 de persoane din totalul de 352 care reprezintă instituții medico-sanitare publice. Aici se alocă această indemnizație indiferent cum s-a contaminat, s-a infectat, este vorba de personal medical, ceilalți, dacă au s-au contaminat în exercițiu funcției. Vreau să întreb colegii cum decurge procedura de argumentare pentru celelalte categorii care nu țin de medicină. Deci am văzut și multe consilii locale și alte instituții. Care este procedura de argumentare a alocării a 16.000 de lei pentru, încă o dată, angajații statului, alții decât din sectorul medicinei. De ce întreb? Avem unele primării în țară care au ignorat regulile sanitare epidemiologice stabilite de Comisia Națională. În mod obraznic, acum stau toți în carantină și sunt contaminați. Eu vreau să întreb dacă noi, pentru angajații acestor primării, trebuie să achităm câte 16.000 de lei. Iată, din lista de 32 de angajați cărora noi astăzi urmează să decidem alocăm sau nu 16.000 de lei, este argumentare pregătită. Dacă la etapa actuală nu este pregătită argumentare, deci dovada că s-au contaminat în exercițiu funcțiunii, eu propun să aprobăm de principiu acest proiect pentru alocarea indemnizației de 16.000 de lei pentru 320 de persoane care sunt angajați din sistemul, din instituțiile medico-sanitare publice, aici fără întrebări, la ceilalți, suplimentar, vă rog să vedem modul cum și în ce circunstanțe s-au contaminat. Se acceptă? Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 15, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului aranjamentului administrativ pentru aplicarea acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Regatul Spaniei. De fapt, este același obiect de reglementare ca și în cazul aranjamentului prezentat anterior, deci este vorba despre reglementarea expresă a autorităților, instituțiilor, dar și a mecanismelor de schimb de documente și de informații. Important este că în rezultatul determinării acestor aranjamente deja va exista un mecanism viabil și o posibilitate pentru persoanele care își desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Regatul Spaniei. Deci vor avea dreptul la stabilirea acelor prestații care sunt determinate de acordurile de securitate socială bilaterală. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 16, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 684 din 2018. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca obiectiv îmbunătățirea cadrului legal și eliminarea unor lacune în organizarea și desfășurarea eficientă a activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale. Reșind din modificările propuse, mijloacele bănii sechestrate pe conturile bancare vor fi trecute în custodia statului pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora și asigurarea conservării valorii bunurilor sechestrate. Redacția nouă a normelor din regulament va permite înstrăinarea bunurilor sechestrate în baza contractelor de comision, care pe de o parte va diminua costurile aferente administrării și valorificării bunurilor,
iar pe de altă parte va facilita procesul de comercializare a bunurilor sechestrate. Modificările propuse privesc acordarea posibilității persoanei bănuite, învinuite, inculpate, condamnate sau civilmente responsabile de a transfera o contravaloare egală cu valoarea bunului disponibilizat la conturile trezorurilor reale gestionate de agenție în schimbul bunului care a fost pus sub sechestru. Amendamentele incluse în proiect vor permite ca a doua licitație cu strigare de comercializare acestor bunuri să se desfășoare dacă este înscris cel puțin un participant, astfel fiind eliminate obstacolele în vederea înstrăinării bunurilor sechestrate. Avizarea proiectului a fost asigurată de Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. Obiecțiile și propunerea acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Rog susținerea acestui. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Modificarea regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale. Sperăm că, odată cu aprobarea acestui proiect, ceea ce nimerește în custodia statului ca urmare a infracțiunilor va fi gestionat altfel decât până acum. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul ministru Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la constituirea instituției publice Agenția pentru Dezvoltare și Modernizarea Agriculturii, care va fi creată prin reorganizarea unității de implementare și administrare a proiectului creșterii producției alimentare, cunoscută sub denumire de 2KR, în instituție publică. La fel, prin acest proiect se propune modificarea denumirii Agenției pentru Dezvoltare și Modernizarea Agriculturii, cât și aprobarea statutului acestei entități publice. Menționez că unitatea 2KR a fost creată încă în anul 2000, care a fost destinată pentru implementarea acordului de grant semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, iar pe parcursul anilor am mai implementat o serie de proiecte, cum ar fi proiectul de dezvoltare a sistemelor de irigare la scară mică, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului de securitate alimentară, proiectul tranziției la agricultura performantă din contul Fondului Provocările Mileniului, proiectul Agricultura Conservativă și altele. Astfel, pentru a asigura continuitatea implementării și monitorizării proiectelor ce țin de dotarea tehnicii în agricultură, dar și pentru sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare, totodată pentru a implementa recomandările Curții de Conturi reflectate în hotărârea numărul 11 din 25 martie curent, rog aprobarea proiectului menționat. Domnul ministru, mersi pentru prezentarea proiectului. Stimați colegi, întrebări, propuneri? Domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Finanțelor vine cu propunerea de a face anumite concretizări în proiectul prezentat de Ministerul Agriculturii, după cum urmează. Punctul 2 din statutul instituției publice Agenție pentru Dezvoltare și Modernizare Agriculturii de expus în următoarea redacție. Agenția este persoană juridică, deține conturi în contul unic trezorarial al Ministerului Finanțelor, dispune de ștampilă proprie cu stema de stat a Republicii Moldova și de formulare cu antet. Și a doua propunere este ca sub punctul 3 din punctul 8 să se expună în următoarea redacție. Să administreze mijloacele agenției. Ministerul Finanțelor este gata să susțină acest proiect în condițiile precizărilor expuse. Mulțumesc, susțin și eu propunerile Ministerului Finanțelor de a avea conturile în trezorărie, pentru că în esență este vorba de bani publici, chiar dacă cineva se uită altfel la asta. Domnul ministru, ce opinie aveți? Domnul prim-ministru, estimate domnul ministru al Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul susține propunerea. Acceptăm propunerea Ministerului Finanțelor. Mulțumesc, stimați colegi. Alte propuneri la proiectul respectiv nu sunt. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Vă mulțumesc.
Subiectul numărul 18, domnul ministru Șara, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privire la modificarea hotărârii Guvernului 923 din 2001. În baza informațiilor oferite de către instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, numărul de absolvenți la specialitățile cu profil pedagogic, promoția 2019, constituie 1228 de persoane, dintre care 879 de persoane sunt finanțare de la bugetul de stat și 249 prin contract cu achitarea taxei de studii. Participă la repartizarea circa 700 de studenți bugetari, însă rezultatele analizelor privind angajarea acestora au arătat că numărul mediu anual de trei specialiști bugetari angajați în sistem constituie circa 280 de persoane, dintre care circa 33% de angajări în instituțiile de învățământ rural. În același timp, solicitările privind repartizarea în câmpul muncii absolvenților care au studiat la contract în condițiile cadrului normativ actual se resping. Absolvenții programelor de studii superioare și profesional-tehnice, care și-au făcut studiile pe locuri cu taxe de studii, nu sunt plasați în câmpul muncii în funcție de necesitățile statului. În ultimii doi ani, ținând cont de contextul de susținere și motivare a tinerilor specialiști, prin majorarea indemnizației de la 120.000 și respectiv 96.000 de lei, absolvenții care și-au făcut studiile în bază de contract solicită încadrarea în instituțiile de învățământ prin repartizare de către minister. Astfel, în următorii doi ani, 2020-2022, preconizăm o creștere a numărului de angajări de circa 100 de absolvenți cu studii în bază de contract, care vor solicita încadrare în câmpul muncii prin repartizare de către minister, cu dreptul de a beneficia de indemnizație și compensație pentru achitarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie electrică și termică. Prevederile acestui proiect vor fi implementate începând cu acest an, 2020. Pentru implementarea proiectului hotărârii de guvern vor fi necesare alocarea unor mijloace financiare din contul bugetului de stat. Având în vedere că indemnizațiile se achită în trei tranșe, specificăm următoarele. Pentru acest an, suma suplimentară cererii bugetare constituie 400.000 de lei, pentru 2021 800.000 de lei și pentru anul 2022 120.000 de lei. Sumele suplimentare sunt apreciate prin estimare. Acest proiect, indemnizațiile pentru tineri specialiști, se bucură de o popularitate. Noi în acest an suntem în creștere cu 60 de tineri specialiști și suntem siguri că prin promovarea acestei hotărâri de guvern voi contribui în continuare la creșterea imaginii a profesorului în societate. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, ce opinii sunt? Noi am discutat proiectul preventiv, l-am salutat și cred că nu este niciun motiv să nu susținem. De ce? Vă rog să aprobăm proiectul prezentat de domnul Șarăf. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 19, domnul ministru Raelean, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 1232 din 2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est. Începând cu luna august 2016, autoritățile din Ucraina au sistat importul produselor petroliere pentru regiunea transnistreană pe intermediul căilor ferate, prin punctele de trecere Slobodka și Cuciurgan. Astfel, traficul produselor petroliere a fost redirecționat prin punctul de trecere Ocnița, ulterior fiind transportate la stațiile de cale ferată Râbnița și Bender 2. În aceste considerente a fost aprobată hotărârea Guvernului numărul 1232 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est, care prevedea vămuirea la postul Vamal Bender 2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei de stat Novosavitskaya cu Ciurgan până la data de 31 decembrie 2016. Problema a fost soluționată temporar, regiunea transnistreană având un termen provizoriu pentru importul produselor petroliere, până la instituirea controlului comun prin punctul de trecere a frontierei de stat Novosavitskaya cu Ciurgan. Reșind din faptul că până în prezent nu este instituit controlul în comun la punctul de trecere a frontierei în cauză, urmează repetat a fi aprobată modificarea privind acceptul vămării produselor petroliere la stația Bender 2 până la 21 decembrie 2020. Astfel, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, întrebări,
Dacă e posibil încă o dată să concretizați până când, domnul ministru, am înțeles 21 decembrie. Scuze, domnul prim-ministru, 31 decembrie 2020, până la finele anului. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 20, doamna secretar general al Guvernului, doamna Econi. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 657 din 2009 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea structurii și efectivului limita ale Cancelariei de Stat. Actualmente, activitățile legate de protecția socială și de drept a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acțiunile de luptă desfășurate pe teritoriul altor state și la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, ale participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la centrala atomoelectrică de la Cernobâl, precum și ale membrilor familiilor acestora, sunt gestionate de către mai multe autorități publice centrale din țară, și anume de către Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și de alte autorități administrative. Prin acest proiect se propune crearea unui birou în cadrul Cancelariei de Stat, care va coordona elaborarea politicilor guvernului privind îmbunătățirea situației veteranilor de război și a participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la centrala atomoelectrică de la Cernobâl. De asemenea, biroul va asigura legătura directă dintre organizațiile obștești ale veteranilor și primul ministru pe chestiuni ce țin de activitatea organizațiilor veteranilor și problemele cu care acestea se confruntă. De asemenea, biroul va asigura conlucrarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale veteranilor. Este de menționat că activitatea biroului va fi coordonată nemijlocit de către primul ministru. Biroul urmează să fie condus de către un șef care va fi desemnat prin concurs, la fel și funcționarii din cadrul acestei subdiviziuni. Concursul va fi organizat conform legislației din domeniu. În comisia de concurs, la solicitarea avizatorilor, reprezentanților, asociațiilor veteranilor, vor fi inclus și reprezentanții acestor organizații pentru a asigura o transparență maximă de selectare a funcționarilor care vor activa în cadrul acestui birou. Acest proiect prevede suplinirea efectivului limit a Cancelariei de Stat cu 5 unități, iar cheltuielile ce țin de punerea în aplicare a proiectului vor fi suportate și vor fi alocate din contul bugetului Cancelariei de Stat aprobat de legea bugetară anuală. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și de expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ. În final, doresc să menționez că proiectul a fost coordonat și discutat intens cu reprezentanții organizațiilor obștiești ale veteranilor, membri ai grupului de lucru aprobat prin decizia primului ministru din martie anul acesta. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Acone, stimați colegi! Ce întrebări sunt? Propuneri? Domnul ministru Pânzăr, domnul ministru Voicu, dumneavoastră interacționați cel mai mult cu reprezentanții veteranilor, dacă sunt careva întrebări. Nu sunt, noi am discutat și pe platforma Consiliului Național al Veteranilor acest subiect, noi am spus că creăm acest birou în cadrul Cancelariei. Acum, prin acest proiect, noi propunem ca acest birou să fie din 5 unități și modificăm respectiv structura și efectivul limite a Cancelariei de Stat. 5 unități. Doamna secretar general al Guvernului, eu văd că e scris suplinirea. Noi avem o înțelegere că noi nu majorăm numărul de unități în instituțiile, cel puțin în cadrul Guvernului.
Da, domnul prim-ministru, proiectul a fost coordonat și cu Ministerul Finanțelor. Noi la moment suplinim, fiindcă trebuie să demarăm procesul de selectare a șefului biroului și de angajare a funcționarilor. Ulterior vom veni cu o reducere de aceste 5 unități în alt proces de optimizare a structurii Cancelarii de Stat. Vă mulțumesc. Eu propun să aprobăm proiectul prezentat în felul următor, cu suplinire, dar doamna secretar general al Guvernului, vă rog, până la 1 septembrie să veniți cu propunerea sau identificați unități, funcții care vor fi reduse din cadrul cancelarei, astfel încât în final să nu avem creșterea numărului de angajați ai cancelarei. Bine. Stimați colegi, vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 21, domnul ministru Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Prezentul proiect de hotărâre vine să aducă în albe a legii unele prevederi legislative, precum și să dezvolte instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu cheltuieli minime. Actualmente se dorește fuzionarea Centrului Integrat de Pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne cu Academia Ștefan cel Mare. Pe de o parte, aceasta este o măsură ce se impune prin planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023, iar pe de altă parte, fuzionarea Centrului Integrat pentru Aplicarea Legii cu Academia va asigura eliminarea cheltuielilor de finanțe bugetare, angajaților din domeniul resurselor umane, finanțelor și logisticii pentru funcțiile ce se dublează. Pentru construcțiile capitale ale sediului acestui centru și dezvoltarea infrastructurii necesare procesului educațional preconizate în sectorul rușcan al capitalei nu sunt suficiente surse financiare, fapt ce impune riscul de nerealizare a planului de acțiuni pentru anii 2018-2021. Iar infrastructura blocului de studii al Academiei, situat pe strada Sfânta Vineri 7, municipiul Chișinău, unde va fi dezlocat permanent centrul integrat pentru aplicarea legii, dispune de săli de instruire suficiente, săli sportive, cămine studențești și poligoane multifuncționale care vor asigura instruirea tuturor categoriilor de funcționari publici cu statut special. Drept finalitate a adoptării prezentului proiect, Academia va dispune de bază materială modernă, capabilă să asigure procesul de instruire conform celor mai bune practici internaționale, dar și un cadru normativ ajustat conform cerințelor domeniului educațional. Urmarea procesului de fuzionare a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii va deveni subdiviziune structurală a Academiei Ștefan cel Mare, însă va continua formarea profesională a subofițerilor de poliție și a subofițerilor de carabinieri pentru alte specialități necesare Ministerului Afacerilor Interne și instituțiilor de aplicare a legii, precum și altor categorii de beneficiari. În urma celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea acestui proiect. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, ce opinii sunt? Se propune o optimizare și, în final, o gestiune mai eficientă a banilor publici. Dacă nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 22, doamna ministru, Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. Proiectul de lege propune acordarea unei indemnizații din sursele bugetului de stat urmașilor personalului medical decedat, după cum am menționat, în lupta cu COVID-19 și de dreptul la această indemnizație
pot beneficia soțul supraviețuitor pentru o perioadă de 5 ani, copiii cu vârstă până la 18 ani sau după caz dacă își continuă studiile în instituțiile de învățământ la zi până la terminarea acestor studii, adică până la atingerea vârstei de 23 de ani, iar în cazul în care nu există urmași din primele categorii menționate supra, indemnizația se acordă unuia dintre părinți. Baza de calcul a indemnizației va constitui venitul mediu lunar realizat, declarat în ultimele 12 luni calendaristice, premergătoare lunii decesului. Totodată, conform proiectului, pentru decesele care au survenit după data de 7 martie, anul curent, indemnizațiile se vor stabili din data decesului, condiția depunerii cererii în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului menționat. Cuantumul indemnizației calculate nu poate fi mai mic de 50% din mărimea salariului mediu lunar din economia națională la data calculării acestei indemnizații. Rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, ce întrebări sunt? Acest capitol este un proiect care vine să acorde suport membrilor familiilor, personalului medical, care, din păcate, în lupta cu această pandemie au decedat. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru pregătirea acestui proiect. Este un proiect important și clar că manifestă și o atitudine a societății față de personalul medical. Dacă e posibil, totuși de detaliat, în ceea ce privește cuantumul, baza de calcul, ca să înțelegem mai clar. Deci, stimate domnule prim-ministru, baza de calcul a indemnizației constituie venitul mediu realizat, deci se ia venitul mediu realizat de către persoane în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare decesului. Deci aceasta este baza de calcul din care va fi calculat cuantumul indemnizației. Și apropo, aici menționez că pentru soția constituie 50% din baza de calcul, pentru fiecare copil reprezintă 75%. Și în cazul părinților, la fel este vorba despre 50% din baza de calcul, dar garantăm acele 50% care, în cazul în care indemnizația calculată din baza de calcul este mai mică decât 50% din salariul mediu lunar din economia națională, deci se vor garanta aceste 50% din salariul mediu lunar pe economie. Vă mulțumesc, stimați colegi, alte întrebări? Nu sunt. Vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 23, domnul viceprim-ministru Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs. Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul articolului 7, aliniatul 2, litera I și articolul 11, litera B din Legea Reglementării de Stat a Activității Comerciale Externe, numărul 1031, din 8 iunie 2000, potrivit cărora Guvernul este în drept să stabilească interdicții la export a unor mărfuri în vederea ocrotirii vieții și sănătății oamenilor. În scopul asigurării necesităților interne ale Republicii Moldova prin hotărârea numărul 168 din 11 martie 2020, Guvernul a interzis până la 15 aprilie 2020 exportul din Republica Moldova a măștilor medicale, mănușilor medicale și a dezinfectanților medicale. Prin hotărârile Guvernului numărul 241 din 10 aprilie 2020, numărul 294 din 13 mai 2020, și numărul 378 din 10 iunie 2020, termenul de interdicție a exportului acestor produse a fost prelungit până la 30 iunie 2020. Având în vedere că maladia COVID-19 continuă să se răspândească pe teritoriul Republicii Moldova, se propune prelungirea interdicției respective doar în privința măștilor medicale, până la expirarea perioadei stării de urgență în sănătate publică, adică până la 15 iulie 2020 inclusiv. În scopul ocrotirii vieții și sănătății oamenilor și asigurării în continuare necesităților interne ale Republicii Moldova în măști medicale, considerăm necesară aprobarea acestui proiect.
Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Proiectul este clar. Extindem restricția de export, dar în cazul de față doar pentru măști, nu și pentru mănuși și dezinfectanți, până la 15 iulie. Vă rog să aprobăm acest proiect, fiindcă suntem la capitolul măști și echipamente de protecție. Domnule viceprim-ministru, noi am discutat cu ceva timp în urmă despre efectuarea verificării în unitățile de comercializare acestor produse, a respectării adaosului comercial maximal, inclusiv la măști. Știu că Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat aceste verificări. Dacă e posibil, o informație succintă la acest capitol să o prezentați acum. Stimate domnule prim-ministru, succint. În săptămâna trecută, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 61 de controale asupra corectitudinii formării prețului și respectării adaosului comercial limitat pentru măștile medicale care sunt în comercializare cu amănuntul. În cadrul acestor 61 de controale, doar într-un singur caz a fost stabilit depășirea acelui adaos comercial limitat, stabilit prin hotărârea Guvernului numărul 774 pentru aceste măști și au fost aplicate sancțiunile corespunzătoare. La moment, pentru săptămâna curentă și săptămâna viitoare, Serviciul Fiscal de Stat și-a reorientat deja forțele asupra verificării prin vizite fiscale și prin conformare benevolă a corectitudinii formării prețului la nivel de întreprindere producătoare de măști medicale, dar și la cei mai mari importatori de aceste mărfuri. Vă mulțumesc. Deci la nivel de unități comerciale de realizare cu amănuntul, încălcări nu prea sunt, deci ne bucurăm că nu sunt. Continuați, vă rog, verificările la nivel de producător și importator. Stimați colegi, la proiectul numărul 23, cu extinderea restricției exportului la măști, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 24, domnul ministru Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului numărul 1 din legea numărul 71-2020 privind anularea examenilor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Elaborarea și adoptarea acestui proiect de lege privind anularea examenilor naționale și de absolvire a programelor de studii în învățământul general este determinată de evoluția situației epidemiologice urmare a răspândirii infecției COVID-19. Astfel, având în vedere creșterea numărului de persoane contaminate cu virusul COVID-19, incertitudinea privind evoluția în continuare a pandemiei impune adoptarea unor măsuri ce au drept scop diminuarea riscului de îmbolnăviri elevilor, studenților și cadrelor didactice și implicit afectarea sănătății publice în condițiile pandemiei de coronavirus. Proiectul de lege prevede modificarea articolului 1 din legea numărul 71 privind anularea examenilor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Alineatul 4 din articolul 1 va avea următorul cuprins. Se eliberează diploma de bacalaureat care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar non-terțiar cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat și au finalizat programa de liceu cu mediile anuale la discipline școlare și medii generale mai mari sau egale cu 5 și care s-au înscris, accentuez, în termenile stabilite pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examen de 2020. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Evaluare și Curriculum. A fost avizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, fără obiecții și propuneri. De asemenea, a fost spus expertizei anticorupție. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, ce întrebări sunt? Aici, reșind din situația pandemică și necesitatea de a proteja sănătatea tinerilor în cazul de față,
se propune să mergem pe aceeași abordare cu atribuirea notei medii de pe parcursul perioadei de studii și nu a examenului. Domnul ministru, la capitolul restanțieri, întrebarea noastră este ce trebuie să înțeleagă cei care au picat examenul de-a lungul anilor, că pot obține diploma? Stimate domnul prim-ministru, nici de cum, au dreptul doar cei care s-au înscris în sesiunea actuală de bacalaureat până la 1 martie, deci în termenii care au fost prevăzuți. Și dacă să luăm după cifre, noi avem 2054 de restanțieri, dintre care peste 1600 doar cu o singură restanță din anul trecut, 223 studenți de la anul 1 din instituțiile superioare de învățământ și 355 cu cei din externat. Primind această decizie, noi nu luăm în calcul, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, faptul că dorim să le dăm posibilitatea de a participa la examenele în instituțiile superioare de învățământ, pentru că în scenariul nostru noi am fost pregătiți pentru sesiunea din 20 iulie, astfel ca până în 27 iulie fiecare dintre ei să-și primească diploma, dar în condițiile situației epidemiologice de astăzi din Republica Moldova, așa cum am procedat de fiecare dată, punând pe prim plan sănătatea, venim cu această propunere și rugăm susținerea acesteia. Deci doar cei care s-au înscris preventiv până la 1 martie, exact, care intenționau să susțină acest examen, care se pregăteau, doar cei vor avea această posibilitate. 2054 de persoane, da. Următoarea întrebare, eu înțeleg că din acest 2054 aceste persoane vor primi diplomele respective, vor putea, zicem, fi înmatriculați în instituțiile superioare de învățământ, inclusiv la finanțare de la buget? Da, exact, ei primesc aceeași diplomă ca și absolvenții acestui an de studii, absolvenții de liceu și absolvenții de colegiu. Vor putea participa la concurs în condițiile pregătite. Da. Stimați colegi, alte întrebări? Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 25, domnul ministru Răilean, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind aprobarea vizului asupra proiectului de lege pentru modificarea codului fiscal numărul 1163, în speță anexele 3 și 6 din titlul 4, taxele rutiere, înaintat cu titlul de inițiativă de către un grup de deputați în Parlament. Urmarea examinării proiectului de lege s-a stabilit că este prematur promovarea modificărilor propuse la anexa 6, titlul 4 din codul fiscal, care prevăd perceperea taxelor pentru amplasarea și funcționarea de obiective în zona drumurilor publice, inclusiv căile de acces la drumuri, parcări și spații verzi din intravilanul și extravilanul localităților. Aceste amendamente urmează să fi supuse unor consultări publice mai ample, în cadrul cărora vor fi prezentate și examinate argumentele de rigoare. Totodată menționez susținerea modificărilor la anexa 3, titlul 4 din codul fiscal, care au drept scop armonizarea prin micșorare a taxelor impuse autovehiculor a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise. Modificările propuse vor diminua impactul financiar asupra utilizatorilor finali, în interesul cărora sunt prestate serviciile de transportare, precum și vor pune în condiții aproximativ egale operatorii de transport din regiuni care prestează astfel de servicii. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, ce opinii sunt? Inițiativa legislativă, deci o parte din această inițiativă, constă în diminuarea acestor tarife pentru transport pe teritoriul Republicii Moldova, unor, zicem așa, mărfuri a gabarit numite sau care depășesc masa. La noi avem taxe exagerate în cadrul discuțiilor cu asociațiile de business, cu reprezentanții din domeniul transporturilor, dar și din energetică.
ne-au fost aduse date, calcule, că transportul până la hotarul Republicii Moldova unor asemenea, zicem, echipamente sau ce sunt ele, este mai ieftin decât transportarea pe o distanță de 30-40 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova. Aici a fost un exemplu de generatoarele acestea de euliene, care sunt foarte, zicem, mari ca volum. Și iată, costurile pe teritoriul Republicii Moldova sunt mai mari decât tot drumul din Europa până la hotar. Ceea ce este absolut anormal, de ce facem o excepție și propunem pe parcursul anului modificarea în codul fiscal, dacă nu sunt obiecții. Stimați colegi, vă rog să aprobăm acest proiect menit să susțină și sectorul dat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 26, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare conform prevederilor articolului 80-80 prim din Codul Muncii. Proiectul prevede aplicarea prevederilor articolului 29 alineatul 2 din legea numărul 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, prin prisma căruia Guvernul este în drept să decide în privința prelungirii termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primilor de asigurare medicală, aferente fondului de retribuire a muncii achitat de întreprinderile și organizațiile necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare conform codului muncii. Proiectul este important și benefic pentru business în măsura în care continuă practica de promovare a instrumentelor de susținere a întreprinderilor și organizațiilor afectate de impactul pandemiei COVID-19. Astfel, menționez că proiectul prevede extinderea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare prevăzut de articolul 2 din legea numărul 69 până la data de 31 iulie 2020 inclusiv. Cu titlu de informare, menționez că până în prezent au fost adoptate decizii și acordate subvenții a plăților obligatorii fiscale, achitate aferent plăților salariale, indemnizațiilor pentru 290 de cereri, în cuantum de peste 11 milioane lei. Adoptarea proiectului de hotărâre nu implică alocarea resurselor financiare suplimentare în legea bugetului de stat 2020, și implementarea acestuia se încadrează în cuantumul resurselor prevăzute în bugetul pe anul curent, deja aprobate. În contextul celor expuse, ținând cont de importanța proiectului prezentat, rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc, domnul viceprim-ministru. Încă un proiect de suport pentru agenții economici, extinderea termenului de subvenționare a celor plăți, care a fost stabilit inițial pentru perioada stării de urgență și acum propunem până la 31 iulie, dar a nu se confunda cu acel program de rambursare a TVA, care este totul prin intermediul subvenționării, care este valabil cel puțin până la 31 decembrie. Ce este alt mecanism. Sunt în jur de 300 deja de cereri care au fost onorate și noi credem că trebuie să extindem această perioadă astfel încât mai mulți agenți economici să beneficieze de acest suport financiar direct din partea statului. Vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă suntem la capitolul susținere pentru agenți economici pentru business, noi am aprobat și Parlamentul a susținut mai multe inițiative pentru acordarea acestui suport, inclusiv subvenționarea dobânzilor la credite. Deci vă rog să asigurați funcționarea perfectă a acestui mecanism. De asemenea, am pomenit deja despre programul de subvenționare a rambursării TVA. Noi am spus că în jur de 1 miliard de lei vor fi oferite business-ului în aceste condiții. Pentru aceste scopuri,
De asemenea, noi avem un mecanism foarte eficient, funcțional, de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii prin intermediul ODIM-ului. Avem suficiente mijloace financiare prevăzute pentru aceste scopuri și probabil că o să mai suplimentăm după necesitate. De aceea, colegii care conduc instituțiile implicate în acest proces de acordare suportului, vă rog, suport maxim, asistență maximă pentru business. Tot la acest capitol, domnul viceprim-ministru, am vrut să vă rog la subiectul e-factură, începând cu 1 iulie, dacă e posibil devenit cu o informație, în ce măsură suntem gata și care este situația în general la acest capitol. Stimați domn prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, punerea în aplicare sistemului e-factură, deci este așa un angajament al nostru tuturor, a societății, mediul de afaceri, a instituțiilor de stat. Vreau să vă spun că la moment deja acest instrument se aplică de foarte mulți agenți economici în relațiile contractuale și de tranzacții economice, atât cu statul, cât și chiar între agenți economici privați. Conform prevederilor care erau în vigoare până recent, era necesar ca acest instrument de factură obligatorie să fie aplicat în tranzacțiile economice, în achiziții publice, începând cu data din 1 iulie 2020. Acum, recent, în ultima ședință a Parlamentului, au fost votate precizări sau corectări la acest articol, în conformitate cu multiplele adresări care au venit din partea mediului de afaceri, asociațiilor de business, Parlamentul a acceptat strămutarea acestui termen de aplicare obligatorie a e-facturii în relațiile de achiziții publice, începând cu data din 1 ianuarie 2021. Țin să reiterez, stimați colegi, că sistemul informațional a Serviciului Fiscal de Stat este gata și funcțional pe deplin pentru să aplice acest sistem de e-factură, inclusiv și începând și cu ziua de astăzi și cu ziua de ieri, deci este pe deplin funcțional. Aceste ajustări a acestui sistem au fost făcute de comun acord în colaborare între Centrul Tehnologiei Informaționale în Finanțe, dar și Serviciul de Securitate Cibernetică și Informațională a Statului, STISC, pentru această cooperare pentru care suntem recunoscători colegilor noștri. Și în continuare, acest sistem rămâne a fi funcțional și pe parcursul anului 2020, orice agent economic, întreprinzător, care are posibilitatea să folosească e-factura, poate să o facă, fără careva limitări și îndemnăm și apelăm la mediul de afaceri ca să le folosească mai pe larg acest instrument. Totodată, accentuez încă o dată, că începând cu data din 1 ianuarie 2021, sistemul de e-factură devine obligatoriu în procesul de documentare a achizițiilor publice, a tranzacțiilor economice de achiziții publice între instituțiile bugetare și întreprinzătorii care livrează mărfuri sau prestează servicii. Aici vreau să precizez că, de fapt, consider chiar oportună această strămutare a datei, din punct de vedere ca să mediul de afaceri să reușească să-și ajusteze sistemele informaționale pentru aplicarea e-facturii, dat fiind faptul că nu au reușit să o facă pe parcursul ultimilor 3 luni, datorită răspândirii pandemiei COVID-19 și lucrului într-un regim mai special, dar totodată mai avem și avantajul ca în contractele de achiziții publice, care vor fi semnate pentru anul 2021, din start în contractele model să prevedem un punct prin care să fie statutat această obligațiune de aplicare a e-facturii începând cu 1 ianuarie 2021. Ori, în acest caz, agenții economici care vor semna aceste contracte de achiziții publice, din start, vor fi în știință de cauză că începând cu 1 ianuarie 2021 sunt obligați să folosească factura e-factura, semnul informațional e-factura.
Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Într-adevăr, am vrut să atragem atenție la acest subiect. Acei agenți economici care vor să aibă relații comerciale cu statul, să livreze servicii sau mărfuri, trebuie să fie buni să-și ajusteze sistemele informaționale ca să poată emite e-factură. Noi de mult, din partea statului, suntem gata pentru aceasta, dar a fost necesar întâi de la 1 iulie 2019 să amânăm acum de la 1 iulie 2020. Stimați reprezentanți ai business-ului, dacă vreți să faceți afaceri cu statul, vă rog, ajustați-vă sistemele informaționale. După 1 ianuarie 2021, contracte cu acei care nu emit e-facturi nu vor fi încheiate. Vă mulțumesc! Stimați colegi, noi am epuizat ordinea de zi, dar nu închidem ședința. Vreau încă un subiect să-l cu informații. Deci astăzi am vizitat și câteva șantiere, deci construcția drumurilor pe teritoriul Republicii Moldova, în drum spre sau de la nodul hidroenergetic Costești. În special am vizitat sectorul de drum Bălți-Fălești-Sculeni. Merg lucrurile bine acolo, sperăm că conform contractului, deci va fi finalizat proiectul până la sfârșitul anului, compania italiană lucrează bine acolo, din ce ne-am documentat. De asemenea, se lucrează pe traseul Chișinău-Ungheni, a fost în regiunea satului Bahmut, deci este un sector care se construiește din nou acolo, deci pe nou mai bine spus. Mai durează, pentru că acest proiect, din păcate, a fost unul de lungă durată, cum vedem în progres. De asemenea, am discutat despre sectorul Bălți-Criva, deci acest sector urmează a fi construit cu finanțare din sursele Băncii Europene de Investiții și în septembrie urmează ca acest contract să fie aprobat de Consiliul Director acestei bănci. Deci, stimați colegi, domnul ministru Raelean, tot ce trebuie pentru pregătirea acestui proiect să fie la timp prezentat partenerilor, ca și pe celelalte sectoare în care suntem acum în șantier. Știu că săptămâna aceasta, domnul ministru Raelean, ați lansat licitațiile pentru reparația de drumuri în interiorul localităților. Vreau să vă întreb dacă merge conform graficului. Dacă merg aceste licitații, da. Da, domnul prim-ministru, le-am început pe data de 22 și le planificăm până la finele în data de 29. Merge conform graficului, câte 6-7 răveane pe zi, merge conform graficului. Mulțumesc, este necesar ca aceste licitații să se finalizeze, bineînțeles, conform legislației, dar rapid. Chiar și astăzi discutam cu muncitorii din șantier, unde 80, unde 90% sunt angajați de pe loc de la noi, de pe teritoriul țării. Deci locuri de muncă, salarii, oamenii așteaptă de muncă. Spre deosebire de o parte, marea majoritate a cetățenilor doresc să muncească, să-și câștige bucățica de pâine și aceste proiecte sunt cea mai bună oportunitate pentru acest scop. Și ultimul moment, care de asemenea o să bucure, cred că 99% din populație, mai puțin pe unii care s-au pricopsit cu partid, ieri am înțeles. Deci, Procuratura Generală a Republicii Moldova a încheiat acord cu autoritățile Letoniei pentru crearea echipei comune de investigare a furtului miliardului. Felicitări celor care au creat partidul nou ieri, asta așa un cadou din partea noastră la botezul partidului. Aceasta este un semnal că investigarea furtului miliardului, fapt care ne-a provocat o gaură de 12-15% din produsul intern brut, fapt care ne-a făcut să ne știe toată lumea, deci investigarea acestei crime va avansa serios, eu cred, că odată cu crearea acestei echipe comune între procurorii din Republica Moldova și în Letonia, pentru că este cunoscut traseul furtului acelui miliard, banii au trecut prin unele instituții financiare din acea țară.
De aceea investim mult, multă speranță în acest, în acest proces, cu atât mai mult că știm că procuratura noastră tot avansează pe această dimensiune. Deci acei care cred că investigarea furtului miliardului depinde de un guvern sau altul, se greșesc. Noi avem Procuratură Generală, stimați colegi, independentă, nu dirijată de cineva. Cu această, pe această notă majoră, stimați colegi, vă mulțumesc pentru ședința de astăzi, vă doresc succes. După cum ne-am înțeles, peste 5 minute avem o altă ședință internă în care discutăm progresul pe implementarea planului de acțiuni a Guvernului 2023. Exact în 5 minute revenim la discuții. Seară bună tuturor!